Vestigiile cetății Getodace pot fi văzute și astăzi, după aproape 2000 de ani de când așezarea a fost construită. Între zidurile de cărămidă roșie, întinse pe o suprafață de 22 de hectare, se presupune că s-a stabilit o comunitate care ajunsese la aproape 3000 de oameni. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului au scos la iveală faptul că locuitorii cetății aveau un stil de viață destul de dezvoltat. Aceste urme ale vechii civilizații s-au păstrat până azi și pot fi admirate în vatra cetății. Se găsesc de asemenea cărămizi roșiatice inscripționate cu litere romane ca o dovadă a trecerii prin aceste locuri a legiunii a V-a macedonică din fostul Imperiu Roman.